Bună ziua, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zverianu și Eduard Pastia. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în săptămâna care urmează. După un weekend dominat de febra Black Friday, însă cu un consum real sub așteptări, săptămâna a început cu rata inflației, așa cum o vede INS, de 8,1% pe octombrie. De mâine se reiau protestele angajaților de la casele naționale de sănătate, iar premierul a trebuit să-i înfrunte astăzi pe primarii, care reclamă furios că au rămas fără bani de investiții. Iar Marcel Ciolacu recunoaște faptul că s-a aruncat cu bani în toate direcțiile și spune că a venit momentul ca toată lumea să fie atentă la balanța dintre venituri și cheltuieli. Nu, la fel pare să gândească și șeful statului, care mâine pleacă într-un nou turneu de 9 zile, de data asta în Africa. Iar deplasarea președintelui nu costă decât câteva milioane. Așteptăm să vedem, 5. Nu? Și cu ce rezultate concrete se va întoarce de pe continentul african. Pe de altă parte, la o altă scară, președintele Joe Biden și cel chinez Xi Jinping se întâlnesc poi mâine. Nu sunt așteptate rezultate spectaculoase, dar dialogul nu a stricat nimănui. Întorcându-ne la ei noștri, este așteptată și o decizie a guvernului și implicit a Parlamentului pe noile plafoane de cash. Vom vedea ce modificări vor fi făcute la modul real, evident. Vom termina săptămâna cu alegerile din Republica Moldova, turul 2 al alegerilor locale. Cât de mult va conta rezultatul acestora pentru alegerile parlamentare, discutăm evident în emisiunea de astăzi, alături de invitata noastră, Sarmiza Andronic, consultant politic alături de noi. Sarmiza, bună ziua, mulțumim pentru că ești alături de noi. Sunt foarte multe subiecte care s-au întâmplat astăzi, știri, noutăți pe care le avem, dar care se vor întâmpla și în zilele următoare, pentru că nu suntem la previziuni. De menționat faptul că la această oră cei din coaliția de guvernare sunt într-o ședință, a început undeva la ora 14. Bineînțeles că banii sunt primul punct pe ordinea de zi, ca să spun așa. Premierul Marcel Ciolacu și fostul premier Nicolae Ciucă au avut astăzi o prezență comună, ca să zic așa, la summitul autorităților locale. Bineînțeles, primarii de peste tot vin și cer bani pentru investiții și nu numai. Vă propun, Edi, Sarmiza, să începem să urmărim un scurt fragment din declarația pe care a făcut-o acolo premierul Marcel Ciolacu și, evident, apoi intrăm în dezbatere. Marcel a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să-mi ia fața și să devină un fel de păpușă vudu în care toată lumea în fiecare zi trebuia să-l înțepe. Eu nu am să-l înțep niciodată pe Marcel Boloș. Eu nu am să uit niciodată ceea ce a făcut Marcel Boloș la fondurile, la Ministerul Fondurilor Europene. Pentru o reformă administrativă ne trebuie un plan. Un plan pe care să-l construim cu consultanță, cu discuții și nemai căutând întotdeauna să reinventăm apa caldă. Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale. Nu are o problemă România cu banii. Ăsta este adevărul. România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce privește deficitul. Are o problemă în ceea ce privește prioritizarea cheltuielilor. Oameni, ăsta e adevărul. S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile, încercând să acoperim absolut totul și am uitat un lucru esențial. Până pe 31 decembrie închidem un exercițiu financiar. E, nu e ca și cum nu ne-a mai avertizat premierul Marcel Ciolacu că s-a cheltuit în toate direcțiile. Dacă dăm timpul un pic în urmă, ne amintim că vorbea de cheltuielile făcute aiurea premierul Marcel Ciolacu, nu acum câteva luni. Un mesaj pe care îl dă primarilor de peste tot din țară, care primari, ca de fiecare dată, la final de an și nu numai, pentru că ne amintim că și în vară au fost de vreo două ori primarii la guvern și au bătut la ușă pentru a cere bani.
Dar ei au cam avut o libertate, aceea de a-și da salarii. Și că s-a tot discutat, nu aveau niciun plafon vis-a-vis de salariile lor. Și fiecare încerca să-și motiveze angajații așa cum putea mai bine. Sigur că a venit anul în care trebuie să deconteze, moral, că nu dă nimeni bani înapoi, însă sigur că au venit să ceară bani, pentru că pe de o parte vine anul electoral și pun presiune pe partidele politice, avem nevoie de bani, dacă vreți voturi, trebuie să facem ceva. Acum, nu ce am făcut anul trecut nu contează. Și pe de altă parte, sigur că și partidele politice, prin conducătorii pe care îi iau, sigur că se mobilizează să strângă bani pentru cei din teritoriu. Bani s-au cheltuit într-adevăr. Hai să ne amintim că s-au cheltuit cu adevărat foarte mulți bani în pandemie, hai să ne gândim la cât de mult a fost risipit banul public, să ne gândim, dar deopotrivă, și salariile care au crescut sau achizițiile care s-au făcut pe la instituții, că doar cu voi vorbeam aici despre unele achiziții făcute aiurea acum ceva timp în urmă. Deci, da, s-au cheltuit bani, hai să vedem ce facem astăzi, că m-am cam săturat și cred că toată lumea s-a săturat să arunce cu pietre în trecut. Hai să vedem pe cine trebuie să batem în continuare și asupra cui să stăm cu joarda, pentru că trebuie să facem asta. Se vorbește așa de mult despre cheltuirea banului public și despre cum se fac economii la stat și despre ce urmează să se întâmple cu toate reformele din toate domeniile. Hai să vedem ce se întâmplă, hai să stăm cu ochii pe ei, ca să zic așa. Mie mi-a plăcut discursul lui Marcel Ciolacu, l-a luat așa pe plan personal pe ministru Boloș și... Dar de ce a simțit nevoia? Nu știu de ce a simțit că nu i-a picat tocmai. De ce a simțit nevoia să ia apărarea domnului Boloș? Într-o asemenea formă. Ce a făcut la fondurile europene? Și aici, nu știu, eu mai am o întrebare, poate găsim răspunsul împreună. În momentul în care lucrurile funcționează la un minister, de ce să vii și să schimbi ministrul respectiv? Dacă a fost atât de bun domnul Boloș la fonduri europene, de ce să-l iei de acolo și să-l duci în altă parte? Doar dacă nu-l iubești și vrei să n-aibă somn noaptea. De ce? Să chinui, eu știu. Să nu sune. Cum? Să nu sune. Să nu sune la miezul nopții. Da, da. Nu știu, mie nu mi se pare domnul Boloș așa vreo lumină. Sigur că eu îi judec și prin prisma comunicării și nu mi se pare că este un bun comunicator. Mi se pare că face lucruri pe care să le spună într-o anumită formă. În plus, da, toată lumea îl înțeapă. Aici Marcel Ciolacu avea perfectă dreptate. Da, nimeni nu îl înțeapă dacă nu are cu adevărat motive. Noi nu ne dorim decât să stăm cu ochii pe el și să încercăm să-l lăudăm, să găsim motive de laudă. Nu vrem să-l înțepăm aiurea. Poate că s-o fi străduit, dar ce contează când un om se străduiește foarte mult și și își spune sieși că este profesionist și lumea nu-l vede așa? Nu știu, bă, așa o fi. O fi domnul Boloș vreo mare lumină în ale finanțelor, da? Noi nu vedem lucrurile astea. Și când ai un partid în coaliție care îți spune, deși ministrul Boloș este cumva de la ei, nu? Nu e de la Partidul Național Liberal, ei, și spune partidul respectiv că nu sunt bani, că nu s-a făcut, că nu s-a adresat. Ce mai vii tu de la opoziția din interiorul coaliției să spui că el trebuie mângâiat pe cap? Da, l-am văzut inclusiv pe fostul premier, domnul Câțu, care făcea apel la colegii dânsului să nu voteze mâine legea pensiilor, pentru că va ajunge legea pensiilor mâine la dezbateri la Senat inițial și la vot și apoi la Camera Deputaților, pe repede înainte, pentru că până pe 20 teoretic ar trebui să încheiem capitolul ăsta. Dar pentru că Da, nu toți românii fac parte din echipa câștigătoarea domnului Cine l ascultă pe domnul Câțu? Eu cred că vor vota cu două mâini tocmai ca să arate lui Câțu că n-are dreptate. Eu cred că domnul Câțu are 1900 de lei după 37 de ani profesor. Păi, poate că... Dar, mă rog, acum nu știu ce să zic. Poate că s-au legat sau de... terenuri la Voineasa sau... ce-am zis? Va. Poate că s-au legat de ultimele declarații care au tot ieșit dinspre PNL, pentru că totul a pornit, dacă ne amintim, de săptămâna trecută, de domnul Boloș, despre care discutăm, care nu a vrut să dea acel aviz, au fost acele ședințe, neoficial pe surse am obținut informații că inclusiv noaptea au discutat înainte de ședința care s-a amânat, apoi s-a făcut o pauză și așa mai departe. Vă propun să ne uităm să vedem ce a spus domnul Boloș și astăzi, pentru că evident a fost
fost întrebat mai multe lucruri de colegii jurnaliști. Vedem declarația pe care a făcut-o. Sunteți de acord cu domnul Ciolacu care spune că nu există, nu vreau și nu pot când vine vorba de pensionari? Cum drepturile pensionarilor și majorarea pensiilor este mai mult decât așteptată de către toți pensionarii care o viață întreagă au muncit și știm ce pensii au. Dar la fel putem spune și despre profesori. Și ne-am dorit să avem o lege în care profesorilor să le putem acorda salarii comparativ cu cele existente în Uniunea Europeană. La fel discutăm și despre medici. Toate aceste lucruri ni le dorim pentru că sunt lucruri pe care oamenii pe bună dreptate și face. Ei, vedeți, aici eu am ridicat problema aceasta a măsurilor pe care trebuie să le gândim încât să asigurăm sustenabilitate la aceste măsuri care se decid în Parlament și în Guvernul României. Eu rămân în continuare adeptul lucrurilor corect, făcute cu onestitate. Ați fost atacat și în această perioadă de colegi? Și cu tratarea lor profesional. Că unii văd că am fost poate mai dur sau că am fost, eu spun, realist. Și că dacă e să avem o abordare foarte corectă, trebuie să luăm în calcul aceste riscuri și 30 de miliarde de lei într-o perioadă scurtă de timp. Orice analist financiar și orice om de specialitate se gândește cum va reuși să poată să atragă banii. Cam nimic concret nu vrea să... El spune, domnul Boloș, că a fost criticat, să spunem, de colegi, că a fost cam dur când a vorbit de bani, de bugete și așa mai departe, dar nu e foarte clar în exprimare, adică nu înțelegem foarte clar cum se poziționează în momentul ăsta, în privința pensiilor. Pentru că discuția e următoarea. Cei de la PNL au spus așa că prima majorare nu ne-o putem permite de la 1 ianuarie, cea cu rata inflației de 13,8. Problematica ar fi cea din septembrie, nu? Au fost niște diferențe între sumele vehiculate în acolo presă. Nu e un procent exact. Exact. În funcție de... Nu vor primi toți pensionarii majorări, asta e un mesaj foarte clar, asta pe de o parte, dar de unde vor fi banii? Pentru că până la urmă asta reproșau liberalii colegilor de coaliție de la PSD. Acum, pe bune, dacă îi asculți pe unii, te gândești că au bani. Dacă îi asculți pe ceilalți, auzi că nu au bani. Astăzi l-am auzit pe fostul ministru al muncii făcând niște declarații și spunând că există bani. Domnul Budăi? Și că, uite, chiar și la stat sunt câteva poate o fi discutat, iartă-mă, te rog frumos, dar nu pot să nu intervin, poate o fi discutat cu doamna Bucura și i-a zis că din bugetul... Da, aici vă contrazic, sunt adică... de acord cu domnul Budăi. Da, el a zis că eu sunt bani că sunt și bani că n-ar trebui... România, da, avea dreptate domnul Ciolacu. Că ce? Că dacă îi cheltuim în dreapta și în stânga, normal că aparent nu par. Deci domnul Budăi spune că există bani și că el nu s-a ferit niciodată să spună asta, că pensiile vor fi într-adevăr majorate. Nu cred, acum sincer vorbind, că o să-și permită să nu facă această majorare de 13,8. Fie ea de la 1 septembrie 2024. 1 ianuarie, ianuarie. Pardon. Uh-huh. În septembrie... am încercat să aflu ce înseamnă această majorare din septembrie, dar înțeleg că nu este o sumă, nu este un procent fix, că de-aia te completasem pe tine mai devreme, și nu există o sumă cu care să știm cu cât se majorează pensiile. Adică fiecare când primește fluturașul de pensie, ca să zic așa, când intră pensia în cont... Da, și se duce și verifică cu cardul, vede că are o anumită sumă. La unii poate să fie majorată, nu cred că va scădea totuși vreo pensie. Acum, sincer, nu cred că își permit să nu facă aceste majorări. Deci, că iau bani dintr-o parte sau dintr-alta, domnul Budăi astăzi era foarte revoltat că spunea că ANAF-ul trebuie să-și facă treaba, că toată lumea trebuie să-și facă treaba. Povestea asta cu ANAF-ul, cu bunătățirea colectării, cu întrebarea care e pe buzele tuturor. Un răspuns am văzut de la premierul Maciej Ciolacu e dacă se majorează taxele și impozitele, pentru că de acolo teoretic ar putea veni bani mai mulți ca să avem suficient inclusiv pentru asta. Hai să ne întoarcem spre PNL. Rareș Bogdan spunea astăzi cu subiect și predicat că nu există așa ceva, că nu este posibil, că nu este admisibil, că să terminăm odată cu subiectul ăsta cu taxele și impozitele.
nu știi la cine să te uiți. Adică... credem pe domnul Rareș Bogdan. Rareș Bogdan e acel domn Rareș Bogdan care ne spunea, nu, că în câte zile, în 30 de zile... Da, rezolvă pensiile. Cu pensiile. Exact. Să-și vândă ceasul. Și atunci poate avem bani de pensii. Sau ceasul. Nu te-ai putut abține. Păi nu, pentru că în momentul în care mergi, s-ar miza în piață, nu? Mergi în piață pentru o acțiune de imagine, nu? Cu fostul premier Nicolae Ciucă, președintele de partid. Uite, ne ajută colegii cu președintele Consiliului Județean Sălaj, din Uiancu Sălăjeanu. Și-ți etalezi ceasul de 30.000 de euro din munca cinstită pe care a făcut-o domnul Rareș Bogdan până să ajungă în politică, pentru că așa ne-a zis, ca și jurnalist a câștigat foarte bine și astăzi nu mai avea un ceas de 30.000 de euro cât avea în imaginile astea, avea un ceas mai ieftin. Mai, hai să spun ceva. Eu sunt convinsă că și Rareș Bogdan mănâncă cu pătrunjel, ceva cu pătrunjel, că am văzut că și-a cumpărat pătrunjel, uite și usturoi. Dacă îmi faci un astfel de exercițiu, e atât de fals, că eu nu cred că Rareș Bogdan, poate să aibă ceas de cât o vrea el, dar nu cred că Rareș Bogdan își ducea pătrunjelul de la Șimleu Silvaniei la București sau la Bruxelles. Înțelegi? De asta spun că e fals. Dacă îl vedeai pe Rareș Bogdan, indiferent cu ce ceas, într-o piață din Cluj, într-o piață din București, ai fi zis, mă, omul își face cumpărăturile, ia uite ce om care e la nivelul nostru, că și el mănâncă pătrunjel. Dacă tu te duci să cumperi pătrunjel dintr-o piață din capătul României, nu mai poate fi la fel, înțelegi? De asta spun că este doar un exercițiu de imagine că se vede. Însă să spun ceva, mă uitam la Nicolae Ciucă, care și-a cumpărat fasole. Mă, eu cred că fasolea asta o să ajungă la București, la acolo, în localitatea în care sunt vecină cu el. Deci cred, dacă pătrunjelul se duce de la Șimleu Silvaniei la București sau la Bruxelles, asta nu mai cred. Deci domnul Rareș Bogdan nu este credibil pentru că nu face asta și acasă. Acum nu eu, acasă. Fără să iau apărarea cuiva, pur și simplu o observație, îmi amintesc de imaginile acelea când mergea fostul ministru al agriculturii, domnul Petre Daia, și mergea prin piață sau, mă rog, pe unde mergea dânsul și primea, știți, că primea de la oameni tot felul de... Ceva. Te rog frumos aici să înțelegi un lucru. Eu am fost cu Petre Daia în piață. Și dacă n-am fost cu el în piață, s-a dus el singur. Vreau să-ți spun că eu am asistat la niște discuții uluitoare între Petre Daia și vânzătorii din piață. Omul ăla vorbea aceeași limbă cu acești oameni. Mai mult decât atât, e o premieră să spun public că la un moment dat l-am pierdut că nu-l găseam. Era în piață. Da? Deci acum câțiva ani, Petre Daia se ducea în piață, făcea cumpărături, lua pungi de legume și de toate și mi-asum ce spun, că știu ce spun. Da? Și când a ieșit cu ele din piață, a început să le împartă oamenilor, pentru că el nu-și căra de unde eram noi în localitatea respectivă legumele până la București. Deci n-am cum să fac o comparație între cei. Nu există, n-am cum. Adică da, Petre Daia era un tehnocrat. Nu era atunci, nu era fel. Ministru, să știi, nu era ministru, într-adevăr. Era fost secretar de stat. Bun, nu era ministru, dar era om de acolo, din piață și știa să vorbească cu oamenii. E din peisaj. E din peisaj. Uită-te tu la Rareș Bogdan cum se gândește el să-și cumpere două pungi cu usturoi. Nu, ce vreau să spun eu e că oamenii aceștia, adică dacă i-ar respecta și i-ar aprecia cu adevărat și i-ar crede pe acești politicieni, mă gândesc, nu știu, că poate le-ar da fără nici, adică nici măcar nu ar fi nevoie să, no. Când mergi în piață, oamenii te, sau e suficient pur și simplu să mergi să dai mâna cu ei, să-i întrebi de probleme. De ce trebuie adică, cumperi? Exact. Ai dreptate. Adică, de ce trebuie să faci un gest de genul ăsta? Da, parcă, mă rog, parcă e prea mult și aici... Ți-am spus, dacă mergi la Nicolae Ciucă, e ok. Mie mi se pare în regulă, el n-a cumpărat pătrunjel. Eu am o problemă cu mănuncă la de pătrunjel, înțelegi? Că te duci într-o piață și îți cumperi brânză, fasole, ciuperci, ce-ți cumperi. Dacă vezi că tu cumperi pătrunjel, mie mi se pare prea mult. E deja mult prea mult și mult prea exagerat. Bine, îi recomand Leușteanu peste câteva luni. Leușteanu, bine, atunci... Nu o să fie Leușteanu. 6 lei sau 10 lei legătura de... Și mai e un lucru... De Iaculișin lângă Tarabă, da... Uite, tu ți-ai amintit de Petre Daia. Eu mi-am amintit de Ludovic Orban,
care într-o zi, făcându-și campanie, s-a dus el pe stradă, așa, prin Vâlcea, cred că era, și s-a oprit de vorbă cu o doamnă care, cu o țărancă, la propriu, adică o femeie care chiar vindea mere și era foarte mândră de merele ei. Și domnul Ludovic Orban a început să-i vorbească despre Uniunea Europeană. Și a întrebat femeia săraca, dar ce-i cu Uniunea Europeană? Și el a început să-i dea explicații, înțelegi? Vreodată în viața lui s-a gândit Ludovic Orban că acea femeie o să voteze la europarlamentare și că o să știe exact ce-i cu Parlamentul European când el a întrebat ce-i aia Uniunea Europeană? Deci nu glumesc. Așa și cu oamenii ăștia. Ei își imaginează că sunt peneliști, că sunt oameni de dreapta, că ei încurajează antreprenoriatul, că sunt, da? Și ei se duc în piață și nu știu să vorbească cu oamenii ăia de după tarabă. Adică se uită la ei, știi, că omul, e omul ăla de la televizor care spune el și știe și face ceva, dar nu știe exact ce. Eu, de exemplu, nu știu, încerc să mă gândesc, apropo de discuția asta pe creșterea pensiilor, pentru că printre oamenii aia, cu siguranță, sunt și oameni care așteaptă să vadă ce se întâmplă. Întrebarea este, se înțeleg sau nu se înțeleg în ședința de astăzi? Adică o să treacă, pentru că am văzut reacțiile. Mai devreme am urmărit declarația premierului, declarația ministrului Boloș. L-am văzut și pe domnul Ciucă, pentru că tot îl pomeneai ceva mai devreme. Declarația de după întâlnirea de astăzi a liberalilor. S-au pus de acord cumva în anumite privințe? Eu cred, sau mă rog, hai să spun altfel, sursele mele spun că cu adevărat armonie și cu adevărat discuții și cu adevărat înțelegeri sunt între cei doi, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Ce e dincolo de ei e un pic mai tensionat, ca să zic așa. Dar fiecare are propriul său mesaj, pentru că unele mesaje funcționează mai bine într-o anumită localitate, știi, acolo unde nu ești cu PNL, unde PNL-ul ți-e dușman. Și într-o altă localitate, din potrivă, funcționează foarte bine această alianță și atunci nu există tensiuni. Deci, la nivel central, cei doi se înțeleg. Cei doi își dau mâna, și la propriu și la figurat. E, dincolo de ei, lucrurile nu mai stau la fel. Nu știu câtă forță au ceilalți care vin cu partea de tensiune. Nu știu dacă, la un moment dat, lucrurile se vor rupe pentru că așa își doresc ceilalți, da? Nu, eu cred că se vor înțelege și de data asta și cred că vor ieși cu mesaje unitare măcar de data asta, pentru că înțeleg că și-au ales o locație foarte specială acolo la Vila Lac, unde nu trebuie să se audă nimic, nici măcar musca, și de unde nu trebuie să iasă nimic. Foarte bine, nu ne interesează, lasă că îi prindem noi după declarațiile pe care le fac, știm exact dacă spun adevărul sau nu. Depinde ce înregistrează ceasul Rareș. Ceasul Rareș Bogdan, corect. Acum mi-amintesc ce le spunea domnul Mugurisărescu. Mai ții minte? Tot așa le-a spus la un moment dat, nu mai știu despre ce decizie era vorba, dar le-a spus să se bage într-un birou acolo și să nu iasă până nu găsesc o soluție. Deci, practic... Da. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să găsească o soluție, pentru că ar fi al patrulea eșec. Apropo de pensii. Nu, și e foarte greu de înghițit de către cineva. Nu, și cred nu-și că nu permit găsi niciunii, nici alții da, să ajungă în acest punct. Da, uite, apropo de prețuri și asta, INSE-ul ne-a dat astăzi o veste bună aparent. Rata inflației pe octombrie 1,1%. Cele mai mari scăderi la servicii. În rest s-a mai dus așa pe la cartofi, da, pe la ulei, pe la zahăr, pe la ulei, pe la zahăr și prin piață. Toată lumea mănâncă numai zahăr și toată lumea bea ulei. La tot felul de astea de Black Friday, care au fost majorate, prețurile au fost majorate în august-septembrie ca să cumpere omul redus în noiembrie de Vinerea Neagră. Da, mă rog, te puțin, dar ce facem în decembrie? Aici este problema. Mi-e teamă de avem din nou ordonanța aceea, nu? Cu reducerea prețurilor. Cum? Nu o să se reducă? Cu reducerea adaosului... Ea a fost prelungită, dar... Asta zic. Până la urmă... Teoretic ar trebui să simțim. E destul de dificil... Știi, ți-am mai spus eu. Mark Twain spunea că minciunile sunt de trei feluri. Cogonate, nevinovate și statistică. Adică poți să faci orice cu rata asta inflației. Atâta timp cât în coșul ăla, care e din ce în ce mai secret, intră tot felul de cheltuieli, nu neapărat fanteziste, cât incomplete,
Dacă te uiți, de exemplu, la bolile cronice de care suferim sau alte cheltuieli cu școala, cu fondul clasei, nu mai zic, subiecte de-astea semi-tabu, nu prea se potrivește rata inflației cu ceea ce... Apropo de coborât între oameni, ce spuneai tu? Da, doar că noi suntem învățați să nu avem salarii foarte mari. Noi suntem învățați să ne chivernisim fiecare sumă și asta vine de acum 30, mai bine de 30 de ani, știi? Adică punem acolo bani pe bani dacă putem. Dacă nu putem, hai să ne limităm la ce avem. Eu nu trebuie... Schimbăm 100 de euro. Schimbăm 100 de euro. Tu schimbi 100 de euro. Dar oamenii se limitează la ce au și să știi că îi auzi că nu au bani de medicamente, îi auzi că nu au bani de servicii. Dar oamenii ăștia ai noștri sunt educați să-și plătească întâi datoriile. Înțelegi? Prima dată plătim curentul, apa, întreținerea și abia pe urmă avem grijă și de noi. Avem educația asta în sânge și nu știu dacă o să scăpăm foarte repede de ea. Noi să nu, sau cel puțin oamenii în vârstă, că tot vorbim de pensii, asta plătesc prima dată. Să nu ai, și asta e grija lor cea mai mare, să nu aibă... Văzut și tineri care procedează la fel. Sau, sigur, vorbeam de pensii acum și de asta, majorare, nemajorare, rata inflației sau mai știu eu ce. Dar suntem educați așa. Suntem educați să nu avem datorii. Și eu când aud cei mai mari datornici sunt cei care fac cu adevărat bani foarte mulți. Oamenii ăștia simpli care au salarii mici, își plătesc datoriile, își au medicamente și abia pe urmă mănâncă. Norocul nostru că avem totuși o democrație și o piață capitalistă și uite că în România există magazine și cu produse foarte ieftine. Nu vorbim despre calitate aici, vorbim despre produsul, de prețul produselor. Sunt și magazine cu prețuri foarte mici, sunt și unele cu prețuri mai mari, dar nu știi niciodată dacă raportul calitate-preț este cu adevărat bun. Da, crezi că mă interesează pe cineva astfel de statistici, atâta timp cât noi, cei care mergem la piață săptămânal sau la două săptămâni sau lunar sau cum ne ducem, vedem că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din se mai potrivește propriu. Cu cea de acolo. Da, eu cred că ne sau limităm ne pierdem la ce avem. Vremea. Știu că ne plângem și știu că o facem într-un fel anume, dar, repet, românul știe întotdeauna să, să-și... adică are grijă de bugetul lui. Da. Și oamenii vor simți, o să vină Crăciunul și o să vedeți acum cum vor fi mai puține lucruri pe masa de Crăciun și oamenii vor ști în continuare să se bucure, fiindcă eu am încredere în românii noștri. Să știi că s-a simțit, spuneam mai în glumă, mai în serios, de vinerea asta specială, mă rog, Black Friday, care se prelungește încă două săptămâni, n-am înțeles niciodată cum e la noi, dar s-a văzut că românii nu s-au mai axat pe telefoane mobile foarte mult, pe lucruri din astea... console de jocuri și au luat mâncare. Pare că s-au pregătit de sărbători deja. Electrocasnice, așa și așa. Bucureștiul n-a mai fost primul. Pe locul 6 a picat. Adică șocant pentru mulți. Deci asistăm și ai spus bine la o schimbare de paradigmă din partea românului obișnuit. Adică poate să-i spună Mugurisărescu ce vrea, poate să-i spună INSE-ul ce vrea, românul și-a făcut calculele și știe deja încotro să ia. Știe acum, și nu iartă-mă doar o secundă. O singură completare, pentru că am spuneai ceva mai devreme, de, apropo de schimbarea comportamentului la român, de faptul că își chivernisește fiecare ban, de prioritățile pe care le stabilește, românul pare să fie conștient, nu cheltuie aiurea bani așa cum spun guvernanții. Întrebarea mea este foarte scurt, fără să intervin și apoi să răspund și la ce spunea Edi ceva mai devreme. De ce n-am reușit să transmitem asta și politicienilor? Că de vorbit vorbesc, dar... Haide că-ți spun eu. Pentru că politicianul nu cheltuie banul lui, din buzunarul lui, pe când familiile, pensionarii, familiile cu copii... Care da, e buzunarul ăla mare al tuturor românilor, despre nu? Despre asta vorbesc, da. Adică atunci când tot bagi mâna și tot vezi că ai, vezi, uite, politicienii schimbă mai mulți euro decât spune, decât spune Edi. Deci,
De asta. Cu un ceas din ăla nici nu vreau să mă gândesc câte familii ar trăi. La cele două Românii, una întotdeauna e așa politică și... Da, toată lumea nu cred e așa. Că e numai în România. Toată lumea funcționează așa. Da? E vorba de bugetul țării și de bugetul fiecarei familii. Nu, nu avem ce să comentăm aici. Și e vorba Marianei, poate să vină, sau tu ai spus, poate să vină Isărescu și să spună orice. Și Isărescu oricum nu prea mai e ascultat, că nu știu dacă ați remarcat, dar în ultimul an, nu știu dacă a ieșit odată sau de două ori, de trei ori, de câte ori o fi ieșit în ultima perioadă, comentăm odată, odată pe zi, odată comentăm chestia asta sau comentăm în ziua respectivă și s-a terminat cu ce a spus. Da, și rămân niște declarații de genul beți ceai de tei sau puneți ouăle în mai multe coșuri. Da, da, când ai astfel de discurs, n-ai cum. Deloc? Deloc. În semn de protest? Nu, protest? Nu neapărat, dar nu știu. Nu. Nu l-ai ascultat pe domnul Isărescu, nu e bine cu tine. Da. Și ai spus public asta. Iar economiile le ții în coșuri separate, ouăle le pui în coșuri separate. Da, da, da. E CNO pe fir și nu, eu zic să trecem la următorul subiect. Deci oamenii se vor descurca, știi? Sunt oameni necăjiți în România, cu adevărat necăjiți. Dar nu știu cum se face că românul se plânge mai puțin, cel puțin în ultima perioadă, deși vorbim despre salarii mici, despre cum nu cresc pensiile, cum ies oamenii în stradă, oamenii se descurcă. Știi ce mă gândesc? Puțin, mă gândesc că zilele trecute, nu mai știu exact, dar au fost foarte mulți reprezentanți ai pensionerilor care au intrat peste tot în ultimele săptămâni la toate posturile de televiziune și au explicat exact cum e problema asta și despre faptul că avem o lege care teoretic, dacă ar fi fost aplicată, se rezolvau multe dintre inechitățile despre care vorbim aici și despre majorările astea și oamenii spuneau că de data asta, acum vom vedea că la vot se va vedea dacă și cum se va schimba votul, că de data asta, dacă nu se țin de promisiuni, Nu vor mai vota, apropo de ce spuneai și tu. Asta nu funcționează cu nu vom mai vota. Pentru că indiferent... Nu la modul, la modul că cei pe cei care au promis, vor evident. Mai vota pe evident, cei care... Evident, da, da, da. N-aș crede. Oamenii când ajung în cabina de vot uită și se duc spre ce știu acum depinde bine. Ce se întâmplă cu o săptămână înainte sau după, dacă ne gândim la emoții. E adevărat, dar nu știu de ce uităm. Uităm repede, să știi. Sau ne e frică să luăm decizii radicale. Sau ne e frică să luăm decizii și oricum cred că politicienii cunosc foarte bine mentalitatea românilor, așa că se bazează cumva și pe asta. Acum, cu inflația și cu prețurile, serios, subiectul este foarte, foarte serios și foarte dureros, însă sper să se miște cumva lucrurile și majorarea asta a pensiilor. Până la urmă ea e binevenită, atât cât e, e. Bine, aici ar trebui să... Fie și niște măsuri complementare, dar vedem domnul Boloș și cu doamna Bucura ce vor face, că cineva ar trebui să explice cu astfel de majorare, are într-adevăr efecte în inflație. Și s-ar putea ca peste 2 ani 40% ăla să fie minus 10%. Păi... Dar trebuie gândită într-un anume fel, dar pe de altă parte e un cerc vicios, e foarte greu de evitat. Și cine crezi tu că o să-și asume un astfel de mesaj? Pentru că ce spui tu este foarte corect. Dar cine crezi tu că o să-și asume un astfel de mesaj? Boloș? Doamna Bucura? Dă-mi voie cred să mă... Cred că domnul Ciolacu. Cred că domnul Ciolacu, mai degrabă. A văzut că are curaj. Da, dar cei doi exclus. Nu. Iar eu pe doamna Bucura, dacă o ascult, nu... Adică nu pot să o urmăresc, pentru că nu... Te supăra, nu mi-explică. Măcar să știi că îl regret puțin pe domnul Budăi, din punct de vedere al comunicării, care era foarte dispus să răspundă la orice fel de întrebare și ne lămurea și ne mai și striga la noi dacă nu înțelegeam, dar în stilul lui caracteristic, așa nici nu te puteai supăra pe el. Însă de la doamna Bucura nu știu nimic, nu spune nimic, nu. Și vreau și eu să o văd pe doamna Bucura, exact cum făcea Marius Budăi, pe toate posturile de televiziune, acum când subiectul este în plină vouă. A început să mai apară de când a fost, cel puțin în ultimele zile. Încerc să mă îndrept spre... Și te-a lămurit? Palatul Cotroceni. Nu te-a lămurit. Nu neapărat, nu. Păi vezi? Nu. Ne îndreptăm spre Palatul Cotroceni, domnul Pastia de la Palatul Victoria. Da, nu cred că mai e nimeni la ora asta. Ne îndreptăm, da. Se pregătește aeronava specială. Nu, râdem, dar nu e de râs. Nici măcar nu putem să ne mai enervăm când vorbim de președintele Klaus Iohannis și de turneul de 9 zile pe care îl pregătește. Nu putem să uităm nici ce am aflat zilele trecute, nu din reportajul celor de la Recorder.
Reușim să înțelegem în continuare, Sarmiza, ce e? E sfidare? E nepăsare? E curiozitate, mă, că el în țările astea n-a fost. Aha. Adică, ce Doamne iartă-mă eu. Acum, poate că sunt eu neștiutoare, dar ce relații vrem noi cu Tanzania? Nu știu. Deci, eu aștept ca domnul Iohannis să facă totuși ceva eficient și după ce își termină cele două mandate să facă un blog și să ne spună pe unde a fost, ce ne recomandă. Asta în cazul în care nu va reuși să prindă vreun post la nivel european, nu? Și că dacă prinde un post, eu nu știu dacă cineva de undeva o să-i mai dea atâția bani să se plimbe peste tot. Eu n-am o problemă cu faptul că președintele României, indiferent cum îl cheamă, pleacă în țări străine. Dar nu vine cu nimic de acolo, nu ne spune nimic, nu face o conferință de presă serioasă. Ce o să ne spună? Că ne-am întărit relațiile cu Tanzania la propriu? Adică, fraților, ce spun este la propriu. Pleacă în Tanzania ca să facă ce? Schimburi comerciale. Absolut, și diplomatice. Adică, ok, e o chestie spusă. Vezi că și tu știi și nu ești președintele României. Deci n-am o problemă cu el că pleacă, doar că mi se pare așa că împrăștie banii și cheltuie aiurea, că se duce să-și mai facă un selfie, oricum acum pleacă direct de la Sibiu, nu face scală la București ca să facă special economie. Să nu mai comenteze lumea că nu... Dar uite, să vă dau un citat din comunicatul administrației prezidențiale, apropo de demersul șefului statului de a merge în acest turneu, are loc într-un moment de aprofundare și diversificare a relațiilor cu partenerii africani, în contextul în care, în ultimul deceniu, continentul african, în ansamblul său, a căpătat un profil tot mai pronunțat pe plan internațional. Acum eu încerc să mă gândesc cum alege șeful statului. Nu știu cum e în chestiunile astea de politică externă, dar cum alege, dacă de 10 ani, adică în ăștia 10 ani, de ce nu s-au dus până acum? Nu știu, e o întrebare, întreb. Cum alege statele astea? Cereale și kenienii ne dau lei. Că tot are domnul Isărescu nevoie de lei. Totuși cu Kenia am înțeles, dar cu Tanzania? Acolo uite, nu uite, schimburi comerciale România-Kenia. 0,01. Tu ai înțeles că merge și în Tanzania? Tanzania, mă uit. Deci nu mă interesează Kenya, că Kenya e mai abordabilă, dar Tanzania, ai auzit tu vreun președinte care să se ducă din România în Tanzania? Nu că n-avem schimburi comerciale. Păi n-avem, vezi că n-avem. Crezi că o să avem? Crezi că domnul președinte o să vină și o să spună avem de când am fost eu în Tanzania? Avem schimburi comerciale cu Tanzania și uite ce afaceri facem noi cu ei? Dar eu mai am o întrebare, vă rog. De ce pe președintele Klaus Iohannis nu l-am văzut mergând în perioada asta în Egipt, de exemplu? Nu știu. S-a întâlnit cu președintele egiptean, nu mai știu, acum un an, doi. Da. A venit și președintele Egiptului la noi. Unde e în povestea asta? Unde a fost? Pentru că pe premierul Marcel Ciolacu l-am văzut. A fost acolo, s-a întors cu românii. Și a fost și în Ucraina. Adică unde a fost șeful statului? Că nu ne place. S-a dus acolo, s-a bătut pentru românii din Ucraina. Sincer, a încercat să facă ceva. Păi cum să se ducă acum în Egipt când sunt probleme? Cum? El se duce când e pace și liniște. Că păi da, am fi vrut să vedem rodul diplomației pe care l-a cultivat președintele. El s-a dus în calitate de turist. Niște oameni care se uită. Nu te duci în calitate de turist într-o țară care stă să explodeze. Nu ai cum. Adică s-a dus doar ca să... S-a dus ca să n-ai văzut poze. Ce să-ți spun eu? Nu putem uita fotografiile acelea cu prima doamnă. Iată. Și cu... Deci, păi, atât a rămas din acea vizită. Ce? A rămas altceva? Ce legături avem noi cu Egiptul? Păi s-a întâlnit președintele. Asta zic. Adică ar fi trebuit să... S-a întâlnit pentru că s-a dus acolo și trebuia cineva să-l bage în seamă. Da, mă, e președinte. S-a întâlnit cu omologul pentru că a putut. Nu pentru că a avut ceva de rezolvat. Revenim la Tanzania. Domnul Pastia. Nu v-ați informat suficient cu Tanzania. Păi, uite, vezi și eu căutat. Nu găsesc Tanzania și Capul Verde în tabelul cu schimburile comerciale ale României. Poftim. Deci, nici eu nu am găsit. De-aia Kenya, te-am întrebat, că m-am gândit că poate tu știi mai multe decât mine. 0,01%. Da. Nu. Poate să fie ea și cu 0,01%, dar nu. Și oricum suntem pe deficit. Kenya. Nu mai zice de Kenya, zice de Tanzania, ți-am zis. Da. Avionul. Crezi că e drum Tanzania spre Kenya? Nu cred că își face, nu cred că se gândește. Dacă mai e repede, nici nu știu să te la itinerariu. Glumesc, știu, e acolo unde-s verzi toate.
dar iar aceeași discuție pe tema avionului. Dar de ce nu luăm o dată un avion? Păi cum să luăm dacă putem să închiriem? Da, foarte bună remarcă. Dar ce întrebări pui și tu. Exact. Dar mie să știi că nici nu-mi place avionul ăsta de 5 milioane de euro. L-am văzut și eu. Am văzut de ce? Pentru că e dotat inclusiv cu duș și cu tot felul nu, de chestii? Nu, nu-mi place. Nu e genul meu de lux. Are coada legată cu sârul. Da. Ce să-ți zic? Sunt 13 locuri în avion. E număr cu ghinion, eu zic să... Da, chiar. Așa. Bine că mi-ai zis. Dar nu știu ce să-ți spun altceva. Deci, hai să recapitulăm. Președintele pleacă cu un avion de 5 milioane de euro până în Africa. Unde în Africa? În Tanzania, Kenya, Capul Verde și mai una, nu știu. La care. Leul Tasmanian. Mai zi o dată. La Leul Tasmanian, nu? Nu, e mai jos și e mort. Deci nu știm de ce pleacă, nu știm cu ce o să se întoarcă de acolo în afară de avion. În rest, serios, ce să spunem? Mi-e și ciudă că n-am ce să comentez, că nu spune președinția nimic. Dacă tu mai știi să reproduci ce ai citit acolo, aia e luată dintr-un... Exact la fel sunt convinsă că va suna și declarația președintelui când că va face probabil o conferință de presă, cine știe dacă va face. Să ca să ne uităm, spună ce? Să ne uităm, pe asta ce spuneam din comunicat, comentăm data viitoare. Comentăm data viitoare când poate o să... chiar o să facă niște acorduri. Da, exact, cu ce delegație de oameni de afaceri merge, te întreb. Merge cu o delegație de oameni de afaceri? Nu. Iată. Da. Pentru că de regulă președinții de stat așa merg. Așa merg, așa este. Gândește-te la Macron, care s-a dus cu exact. Cea mai delegația în China. Exact. Iar în China, ne-ai ridicat cumva o minge la fileu, va merge Joe Biden, nu-i așa? Da. Foarte interesant ce se va întâmpla acolo. Exact. Foarte interesant pentru că sunt curioasă ce au pe agenda și cum vor pune problema despre Taiwan. Sunt absolut convinsă că se va discuta și despre asta. Sigur că se discută și despre conflictul din Israel. Nu cred că nu se va discuta. Doar că probabil China va face mai puține declarații decât va face Biden. China e destul de echilibrată din punctul ăsta de vedere. Ea mai degrabă face. Ea este țara care tace și face, dacă e să mă întrebi. Biden este totuși în campanie electorală, orice ai spune. Pare că o să candideze, cu toate că acolo, nu vreau să schimb subiectul, dar acolo, într-o paranteză, fie spus așa, nu știu ce candidați din partea democraților mai sunt, pentru că am văzut că și Kennedy și-a dat demisia și o să candideze independent. Deci Biden, tot ce face acum, face și sub imperiul acestei presiuni a campaniei electorale. Și atunci, sigur că e un semnal cum că politica externă a Statelor Unite, iată, o ia pe o altă direcție sau măcar se fac încercări pentru asta, da? Acum, nu știu ce vrea Biden neapărat de la Xi, însă hai să... Stabilizarea relațiilor, dacă e să păi ne uităm la relațiilor, declarațiile analiștilor. E foarte greu să faci asta într-o singură întâlnire și e foarte greu sub presiunea celorlalte state să faci asta. Pentru că și China, știi, a vrut să fie un fel de mediator și a renunțat la povestea asta. Pentru că ea totuși este al doilea partener ca și bani cheltuiți, ca să înțeleagă omul, în Israel. Deci nu-și permite să facă nimic care să supere vreuna dintre părți. Cred că va fi foarte interesant ce vom citi în presă după această întâlnire. Da, Xi, ce vrea de la Biden? Să-l întrebe dacă se bagă peste Taiwan. Cred. Pentru că știi foarte bine că se tot vorbește despre escaladarea conflictelor, despre... Știi că și când a fost... Când a intrat Rusia în Ucraina și a început conflictul de acolo, se punea problema ce se întâmplă cu China și dacă nu cumva există un precedent. Și în funcție de cum se poziționează celelalte state... Vom vedea și ce face China cu Taiwanul. Da, da, nu știu dacă e suficient pentru China. E foarte dificil. Taiwan și singură da. Poate provoca un deranj mare chinezilor. Păi știu, adică, dar... Nu știu dacă e suficient să se retragă americanii de acolo. Eu am spus doar că povestea cu Taiwanul este doar un punct pe agenda lor.
Semnalul este dat de Biden, nu de Xi, din punctul meu de vedere. El este în campanie, el are de demonstrat, el vrea să arate cum e cu politica externă. Dar, repet, este un pic prematur să vorbim despre ce o să se întâmple în Statele Unite. Poate dacă era vreme de pace în lume, da, poate că dacă nu aveam conflictul escaladat din, între Hamas și Israel, poate că dacă nu era povestea cu Ucraina, sau dacă era și nu era și Israelul, poate că acum vorbeam în alți termeni. Dar acum cred că e cazul să fim foarte precauți la ceea ce spunem și să nu încercăm să speculăm nimic într-o perioadă atât de complicată și atât de, cum să spun, de observabilă. Știi? Că toată lumea stă cu ochii pe toată lumea acum. Bine că dialoguează până la urmă. Bine că dialoguează, da, așa este. Mai avem foarte puțin și vreau să ne uităm spre finalul de săptămână, pentru că duminică, pe 19 noiembrie, vom avea turul 2 la alegerile locale din Republica Moldova. Sunt 263 de localități în care candidatul nu a reușit să ia 50% plus 1. Evident că întrebarea care îmi vine în minte în momentul ăsta e cât de importante, adică cum vezi pe ansamblu rezultatele care au fost în turul 1 și cât de importante sunt ele, Sarmiza, pentru alegerile parlamentare, pentru că până la urmă dau un semnal, nu? Sunt foarte importante, pentru că noi știm cât de important sunt primarii și mai știm că prima interfață, da, între politician și localnici, opinia publică, este primarul. Și cam ce spune primarul, aia se întâmplă. Iar eu știu că în Republica Moldova lucrurile astea chiar funcționează așa. Deci încă se mai lovesc moldovenii de primar la propriu. Și în România se întâmplă asta, mai puțin. În România mai deschizi un internet, mai vezi cum stau lucrurile. Nu știu în ce măsură însă în Moldova lucrurile vor funcționa așa cum era prevăzut acum câțiva ani, pentru că dacă într-adevăr prorușii, pentru că vorbim despre mulți câștigători proruși, dacă vor câștiga, nu știu ce drum va apuca Moldova cu Uniunea Europeană. Da? Ea a făcut niște demersuri pentru preaderare. Exact. Ori dacă moldovenii nu-și doresc, pentru că acolo este votul lor, că își dorește Maia Sandu, că își dorește România, că își dorește nu știu cine, ca Moldova să adere la Uniunea Europeană, e în regulă. Dar oamenii ăia, totuși, sunt cei care decid. Și dacă ei au decis că pot fi conduși de niște proruși, atunci noi nu avem voie, fie și dacă sunt frații noștri, să ne băgăm peste asta. Da. Am ajuns la final, cum spuneai, Mariana. Nu știu câte minute mai avem. Cred că unul. Câteva secunde. Da, astăzi e Ziua Internațională a Bunăvoinței, dacă vă spune ceva, deci cu siguranță se vor găsi bani pentru pensii. Mai avem Ziua Murăturilor mâine. Nicio legătură cu turneul din Africa sau altceva. Și Ziua Mondială de Combatere a Diabetului. Asta e important. Poate ar trebui să ne gândim mai mult la chestia asta. Ziua Curățării Frigiderului miercuri. Ziua internațională. Asta e cu dedicație pentru cineva care aici, va aici, da. Da, nu spui cine. Nu spune. Și Ziua Internațională a Toleranței joi. Iar dincolo de numă, foarte important. E de sărbătorit, corect. Ziua Drumețiilor vineri, deci dacă aveți timp, luați-o din loc, pentru că se știe niciodată ce ne așteaptă săptămâna cealaltă, dar o să vedem lunea viitoare aici, la Metropola TV. Ne face bine oricum să ne plimbăm. Sarmiza Andronic, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare alături de noi.